după părerea mea. Parlamentarii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au propus crearea unei comisii parlamentare de anchetă care să investigheze cauzele crizei energetice în care s-a pomenit țara. S-au cheltuit din cauza neglijenței autorităților mai mult sau aproape 400 de milioane de lei. Din bugetul de stat a fost virat în conturile Energocomului 1 miliard și 700 de milioane pentru capitalizarea acestei întreprinderi. Nu cunoaștem ce se va întâmpla mai departe. Cetățenii Republicii Moldova, cât și noi, reprezentanții cetățenilor aici în Parlament, avem foarte multe întrebări referitor la acest capitol. Pentru ce a fost necesar tot acest show în condiții în care noi am ajuns fix în acel punct de la care ne-am pornit, în ce sunt de aprovizionarea țării cu gazele naturale? Această inițiativă a fost respinsă de deputați. Majoritatea parlamentară a refuzat și audierea premierului Gavriliță și pe subiectul măsurilor luate de guvern pentru sprijinirea atât a populației cât și a agenților economici, în contextul creșterii prețurilor la gaze și carburanți, precum și inevitabila creșterea prețurilor în lanț la toate produsele și serviciile. Solicităm audierea doamnei Natalia Gavriliță, prim-ministru al Republicii Moldova, cu privire la măsurile întreprinse de către Guvernul Republicii Moldova pentru subvenționarea agenților economici și susținerea financiară a persoanelor fizice ca urmare a declanșării stării de urgență în aprovizionarea cu gaze naturale. Având în vedere, de fapt, și consecințele referitor la majorarea tarifelor, prețurilor la resurselor energetice, la carburanți și în lanț, desigur, la toate produsele de primă necesitate. În ședința de astăzi, fracțiunea PAS a refuzat să includă pe ordinea de zi o serie de inițiative sociale favorabile cetățenilor propuse de opoziție. De exemplu, s-a refuzat inițiativa deputaților blocului de a aloca ajutoare agricultorilor, ale căror recolte au avut de suferit ca urmare a grindinei din primăvara și vara acestui an, precum și acordarea sprijinului celor mai vulnerabile categorii de populație, inclusiv acordarea ajutorului material veteranilor și copiilor războiului.